într-un alt registru. Vine un domn serios de data asta. Kelemen Hunor. Kelemen Hunor este președintele UDMR și UDMR-ul face parte din aceeași familie politică europeană cu Partidul Național Liberal, din familia populară. Kelemen Hunor însă și maghiarii sunt deranjați rău de ce face domnul Orban. Priviți-l, a treia lovitură pe care a încasat-o Orban în ultimele 24 de ore. Deja am intrat în procedura de 60 de zile, conform Constituției, după desemnarea primului ministru. Încă nu știm conținutul ordonanței de urgență. În acest moment avem un cadru legislativ stabilit prin legea în vigoare. Vom schimba sau va schimba guvernul regulile jocului după ce am intrat pe procedură. Ceea ce este inacceptabil, să schimbi regulile jocului după ce a început procedura de dizolvare a Parlamentului. Pe de o parte. Pe de altă parte, schimbă ordonanța de urgență sistemul nostru electoral. Fiindcă sistemul nostru electoral este gândit pentru parlamentare și construit pe liste județene, circumscripția electorală este județul, numărul de mandate este stabilit în funcție de locuitorii din acel județ și de aceea poți să votezi în interiorul județului, în interiorul circumscripției, oriunde, dacă locuiești în circumscripția respectivă. Dar dacă tu spui că fiecare votează unde dorește, unde se trezește duminică dimineața, oriunde în țară, schimbi în mod mascat acest sistem. Nici măcar nu este un sistem hibrid, este o prostie. Fiindcă un sistem hibrid ar însemna că ai și o listă națională, ai și o listă județeană, o parte din mandate sunt distribuite pe listele județene, o parte din mandate merg pe lista națională. Deci o astfel de schimbare de sistem, fără dezbatere, fără o logică necesară pentru a construi un sistem, nu se poate accepta. Mă voi adresa și eu instituției Avocatului Poporului, cerând, dacă va apare și va apărea această ordonanță de urgență în monitorul oficial, să sesizeze Curtea Constituțională. Nu e vorba de tergiversare, trebuie o discuție cu toți liderii, trebuie o discuție cu fiecare și cu toții la masă, să vedem dacă se poate ajunge la o astfel de situație. Altfel, ne vom trezi că, la un moment dat, acest guvern sau următorul guvern va fi votat, va fi investit, nu vor fi anticipate. Asta vă spun foarte sincer, fiindcă altfel nu se poate. Domnul Orban ne-a supărat rău pe maghiari. Le-a tras țeapă, a zis, susțineți guvernul meu, niciun fel de problemă, nu facem anticipate și nu facem alegerile în două tururi, condițiile voastre. Ungurii sunt oameni serioși. Cuvântul lor e da-da și nu-nu când au o înțelegere. În speța aceasta vine Kelemen Hunor și zice așa, este inacceptabil, 1. 2. Nu vor fi anticipate. 3. Vor avea o surpriză. Guvernul ăsta va fi votat. Adică votăm împotriva voinței lor pentru că știm că de fapt asta le face rău. Ministrul Costache și avizele, prima lovitură. A doua lovitură. Vin aliații lui Petrov și zic, Ludovic Orban, cum a zis, nu aș vrea să repet așa ceva, dar cred că l-am făcut prost. A treia lovitură, aliații din zona UDM.